Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost și examenul de titularizare a profesorilor. Pe scurt, devii profesor plin pe post dacă e examenul de titularizare cu minimum 7, minimum nota 7. Între 5 și 7 poți spera la un post de suplinitor. Asta e descrierea tehnică, rezumată așa, dar în esență examenul de titularizare descrie destul de bine și calitatea candidaților pentru intrarea în corpul profesoral din România. E bine, anul ăsta a fost calitate scăzută, ca să nu zic mai mult. De fapt, au fost cele mai slabe rezultate la titularizare din ultimii 5 ani. Mai mult de jumătate dintre candidați au luat sub 7, adică 56%. 56% au picat, dacă vreți. De altfel, procentajul celor care au luat peste 7 e în scădere în ultimii 4 ani, 58% în 2020, 46% în 2019, 47% în 2018, 45% în 2017. Proporția notelor între 5 și 7 este și ea în creștere comparativ cu anul trecut. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a comentat aceste rezultate cu o declarație care... poate sunt eu subiectiv, dar mie mi se pare un pic cam detașată. Ministrul spune, citez, apreciez rezultatul ca fiind unul foarte slab. O spun cu tristețe. Avem un procent, mă rog, aș zice procentaj. Avem un procentaj de 20% dintre profesori care nu au reușit nici măcar să ia nota 5. Este la fel de trist că am avut 15 candidați cu nota 1, dar și că am avut candidați eliminați din examen pentru fraudă. Îi felicit totuși pe cei care au reușit să obțină nota 10, spune ministrul Câmpeanu, am încheiat citatul, au fost 130 de candidați care au luat 10 din 27.000. 130 din 27.000. De ce aceste rezultate atât de slabe? L-am sunat pentru o discuție pe tema asta pe profesorul Daniel Funeriu, fost ministru al educației. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce se întâmplă? Permiteți-mi să vă pun eu o întrebare înainte să mă întrebați dumneavoastră. Da, stați să scot o foaie de hârtie. Așa. De ce exact v-ați fi așteptat că aplicând aceleași metode greșite de 30 de ani să obținem brusc rezultate mai bune? Eu sunt doar un plătitor de taxe, domnule ministru. Eu sunt doar un plătitor de taxe. Eu plătesc taxe, o bună parte din ele se duc către educație. Mă aștept ca oamenii care sunt plătiți să se ocupe de soarta educației din această țară să facă ceva care să meargă mai bine. În rest, nu sunt specialist. Sigur că întrebarea mea e retorică, da, pentru a provoca puțin această discuție, dar să nu uităm câteva lucruri. Cel mai important este că oamenii care au aceste rezultate șocante sunt produsul universităților românești. Ori acolo este principala problemă, dar nu singura. Și atunci, haideți să o luăm puțin metodic, pentru că soluții există. În primul rând și cel mai important lucru este că noi nu avem habar azi despre calitatea profesorilor care sunt în fața elevilor, pentru că titularii din sistem, adică vreo 200.000 de oameni, nu sunt evaluați aproape niciodată. Deci, prima soluție este ca obligatoriu să se facă un audit al calității profesorilor din sistem, să fie evaluați toți profesorii, dar să nu facem o evaluare punitivă. În urma acestei evaluări a tuturor profesorilor, să-i se ofere fiecăruia, în funcție de rezultatul evaluării, o formare de 1 sau 2 ani exact de ceea ce observăm că ei au nevoie, iar după 2 ani să-i reevaluăm cei care nu reușesc să fie dați afară, iar ceilalți să rămână în sistem, eventual să fie promovați. Avem miliarde de euro din bani europeni, dar iarăși îi folosim pentru lucruri inutile. Deci asta este prima soluție. Audit al calității resursei umane. Păi, auditul ăsta, domnule profesor, asta ar însemna pierderi de voturi. Nu se poate. Cum? Sunt foarte mulți oameni care trăiesc acolo foarte bine în învățământ, fără niciun fel de legătură cu învățământ. Revenim la problema esențială. Aveți ceea ce votați. Când votezi proști, ai proști care te conduc. Când votezi oameni deștepți, ai oameni deștepți cu rezultate bune. Sigur că aici, dar știți cum e, nu votez eu sau dumneavoastră pentru 20 de milioane de români. Apoi, avem al doilea lucru este că avem o problemă foarte serioasă cu distribuția teritorială a calității profesorilor. În rural ajung prea puțin profesori de calitate. Dar această problemă majoră și esențială nu se va rezolva cât timp nu facem reforma administrativă, pentru că avem astăzi prea multe școli cu prea puțini copii.
Iar întreaga rețea școlară trebuie regândită, întregul sistem de transport, de promovare al profesorilor și al elevilor trebuie regândit. Dar din nou revenim la problema pe care ați menționat-o. Politicieni slabi care nu au curajul necesar să ia aceste măsuri. Într-al treilea rând, domnul Petreanu, nu trebuie să fii inginer în nave cosmice să-ți dai seama că ai nevoie de trei lucruri pentru a avea profesori buni. Ai nevoie de o formare de calitate pe care azi nu o avem. Ai nevoie de o metodă de selecție corectă, iar această păcătoasă titularizare de în sistem nu este metoda corectă. Și vă spun simplu de ce. De ce? Un director de școală nu are pârghile pentru a-și alege resursa umană. Deci dacă dumneavoastră sunteți director de școală, vă vin niște profesori pe care nu dumneavoastră i-ați ales. Și atunci, cum să faci performanță? Da, e fascinant. Ca și cum ai conduce un business. Mă rog, sigur, e un pic forțată comparație, e ca și cum ar trebui să formezi un colectiv performant, numai că membrii colectivului sunt trimiși de undeva, nu ai niciun fel de posibilitate de a influența selecția lor. E ca și cum în laboratorul meu mi-ați alege dumneavoastră colaboratorii în chimie, da? Dar de ce este asta? De ce este această problemă? Stați mai puțin să vă spun și al treilea lucru. Deci ai nevoie de formare de calitate, de selecție corectă și de o răsplată pe măsură. De ce avem un sistem de selecție prost? E bine, pentru că în 2011 am făcut prin legea educației un sistem corect de selecție care elimina titularizarea în sistem, iar școala putea să-și aleagă cei mai buni profesori care voiau să lucreze în acea școală. Dar eu ce să fac dacă în 2012 s-a schimbat dinamica politică și s-a revenit? Deci un sistem care nu s-a aplicat niciodată, pe care l-am lăsat în urmă în 2011, s-a revenit la această metodă păcătoasă de a alege profesorii, titularizarea, pentru că aveați, așa cum ați spus și dumneavoastră, frica de a pierde voturi, da? Deci educația nu este condusă de miniștri de câțiva ani, este condusă de sindicate. Și atunci avem aceste rezultate. Dar n-aș vrea să mă lungesc foarte mult, dar aș vrea să vă mai zic un lucru, că adevărata problemă nu e de natură tehnică. Adevărata problemă este una legată de prostia politicienilor, pentru că, vedeți, vorbeam de banii europeni pe care îi avem și pe care iarăși o să cheltuim pe ziduri. Ori, spun asta de mă plictisesc și eu, deja în 1923 regele Ferdinand a zis că nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește întrânsa. Copiii nu învață nici măcar ceea ce profesorii știu. Copiii învață ceea ce profesorii sunt. Și 90% din ceea ce învață un copil este grație profesorului. Iar acești politicieni de proastă calitate care ne conduc văd educația ca un serviciu public. Ori educația nu e un serviciu public. Educația este o dinamică socială. Educația se referă la creierul oamenilor. Educația nu e ca, nu știu, șoseaua, canalizarea, apa, nu. În educație tu trebuie să formezi spirite și începe acest lucru formând spiritele și mințile profesorilor pe care îi aduci în fața elevilor. Ori aici avem o problemă foarte, foarte serioasă. Soluția este simplă, să se revină exact la legea 1 din 2011. Văd că nu există apetență pentru așa ceva. Sistemul de formare al profesorilor era prevăzut cu un master didactic, dar atenție, doar în cele mai bune universități. Tu nu poți să ai universități proaste care îți formează profesori care după aceea schilodesc intelectual generații întregi de copii. Mulțumesc foarte mult, Daniel Funeriu, în direct la Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.